Doamnelor și domnilor, dragi parteneri și donatori, bună ziua și bine v-am găsit la evenimentul de totalizare a rezultatelor pe care le-am atins cu toții în cadrul fazei 1 în proiectul Mă Implic, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și implementat de SCAT Consulting Elveția. Mie îmi spune Deana Răileanu și este o onoare pentru mine să fiu alături de domniile voastre în următoarele 2 ore. Proiectul de implicare civică în guvernarea locală Mă Implic a fost gândit pentru a crea condiții prielnice astfel încât cetățenii Republicii Moldova, în special cei din mediul rural, să aibă acces echitabil la servicii comunale de calitate. Astfel, la nivel local, proiectul a sprijinit autoritățile publice locale din 30 de comunități și grupuri de comunități partenere pentru a organiza furnizarea serviciilor de gospodărie comunală într-un mod participativ, eficient, inclusiv și durabil. La nivel național, proiectul a avut drept obiectiv să contribuie la asigurarea unui cadru de politici legal și financiar potrivit pentru furnizarea serviciilor publice de calitate și realizarea reformei de descentralizare. Astăzi a venit timpul să tragem linia, să privim înapoi și să celebrăm cu toții rezultatele pe care le-am obținut. Cu o deosebită plăcere, îi invităm alături de noi pe partenerii, donatorii și beneficiarii proiectului nostru. Domnului Artur Mijea, secretar general al Guvernului Republicii Moldova, îi revine onoarea să deschidă evenimentul de astăzi cu un scurt cuvânt de salut. Stimați reprezentanți ai administrației publice locale, stimați parteneri de dezvoltare, este o mare plăcere să ne exprimăm respectul și recunoștința față de echipa proiectului Mă Implic, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, pentru sprijinul neprețuit în îmbunătățirea furnizării serviciilor publice în comunități, precum și pentru sprijinul său pentru reforma administrației publice locale. Din noiembrie 2019, proiectul Mă Implic a contribuit semnificativ la îmbunătățirea condițiilor de viață în comunitățile rurale din Republica Moldova, în mod special în administrațiile publice locale, prin fortificarea capacităților instituționale ale acestora de a presta servicii mai calitative, de a genera venituri proprii și de a dezvolta o veritabilă autonomie locală. Proiectul Mă Implic a realizat acest lucru prin contribuții financiare și asistență tehnică pentru îmbunătățirea infrastructurii serviciilor publice în cele 30 de administrații publice locale din localitățile noastre, precum și asistență în implementarea proceselor de luare a deciziilor participative, inclusive, durabile și transparente în aceste comunități rurale. Toate aceste activități pe care proiectul Mă Implic le-a implementat în această perioadă au dat deja rezultate concrete. Mai mult, acestea se alinează perfect la obiectivele strategice în domeniul guvernării locale. Totodată, proiectul Mă Implic este un partener de încredere pentru Cancelarea de Stat, demonstrând angajamentul său ferm în asigurarea unui cadru eficient de politici în domeniul guvernării locale, descentralizării și promovării reformei administrației publice locale. Echipa proiectului a avut o contribuție importantă în procesul de conceptualizare, elaborare și consultare a strategiei de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030. Ne exprimăm recunoștința față de flexibilitatea și receptivitatea de care a dat dovadă proiectul pe parcursul anilor 2019-2023, inclusiv prin sincronizarea activităților lor de suport cu necesitățile Guvernului și a Cancelariei de Stat. Un alt aspect remarcabil constă în expertiza și asistența tehnică constantă pe care proiectul a furnizat-o și continuă să o ofere în procesul de elaborare a cadrului normativ referitor la amalgamarea voluntară, un aspect cheie a reformei administrației publice locale. Folosind această ocazie, în deschiderea acestui eveniment, permiteți-mi încă o dată să confirm în numele Guvernului aprecierea noastră și să ne exprimăm speranța că cooperarea guvernamentală în vederea reformării cu succes a autonomiei locale și administrației publice din Republica Moldova va continua. Vă mulțumesc!
Mulțumim și mult și noi pentru cuvintele de apreciere. Cu greu ne imaginam că am fi ajuns astăzi să celebrăm rezultatele frumoase din proiect fără sprijinul legislativului, care a fost și continuă să fie un partener de încredere pentru Republica Moldova și donatorii Republicii Moldova, iar prezența alături de noi a doamnei Larisa Voloh, președinta Comisiei Administrare Publică din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, oglindește trăinicia acestui parteneriat. Doamnă Voloh, vă invităm și pe dumneavoastră cu un scurt cuvânt de salut. Bună ziua, onorată asistență, doamnelor și domnilor, vă salut călduros și vă mulțumesc pentru invitație la acest eveniment. Țin să felicit proiectul Mă Implic, pentru că este proiectul de suflet și pentru că în continuare partenerii noștri cred în Moldova. Cred în cetățenii Republicii Moldova, cred și ajută autoritățile publice locale să dezvolte comunitățile, să realizeze așteptările cetățenilor într-o viață mai bună, să creeze condiții și servicii de calitate în localitățile noastre rurale. Mă Implic înseamnă participare, înseamnă coeziune, înseamnă incluziune, înseamnă democrație și transparență, înseamnă participarea fiecăruia în soluționarea problemelor locale. Nu doar la nivel local, dar și la cel național, proiectul Mă Implic a obținut rezultate în această perioadă. Continuăm să avansăm în procesul de descentralizare. Continuăm să implementăm reforme importante pentru parcursul nostru european. Reformăm justiția, reformăm protecția socială, reformăm învățământul, reformăm sănătatea, ajutăm și reformăm administrația publică locală. Pe platforma parlamentară am stabilit în acești 2 ani de zile un parteneriat frumos și am reușit să elaborăm și să promovăm 2 legi importante. Legea privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care are drept scop crearea serviciilor intercomunitare, prestarea în comun, dar și activitatea comună a mai multor autorități publice locale. Cu mândrie și cu satisfacție spun astăzi că ieri a fost deja înregistrată prima asociație de dezvoltare intercomunitară, Asociația Bazinului Râului Nârnova, din care fac parte localitățile sau autoritățile locale din 2 raioane, raioanele Hâncești și Nisporeni. Continuăm, înțelegem că interesul este și în continuare vom sprijini și alte asociații de dezvoltare intercomunitară. La fel, am elaborat cu sprijinul, cu asistența și expertiza proiectului Mă Implic, proiectul de lege privind amalgamarea voluntară. Cancelarea, guvernul a elaborat metodologia de implementare acestei legi. Urmează un proces amplu, dificil, un nou scrutin electoral care va aduce în față lideri noi în comunitățile noastre și împreună sperăm ca în 2024 să punem în aplicare și această lege. Felicitări tuturor, felicitări partenerilor, dar și beneficiarilor acestui minunat proiect. Vă mulțumesc! Mulțumim mult și cu un cuvânt de salut o invităm și pe doamna Tatiana Badan, primara satului Selemet și Mișlia, președinta Congresului Autorităților Locale din Moldova, partener cheie în cadrul proiectului Mă Implic. Stimați parteneri de dezvoltare, stimată echipă a proiectului Mă Implic, stimați colegi, astăzi cred că voi începe acest cuvânt de salut mai întâi de toate în numele tuturor beneficiarilor din Republica Moldova acestui proiect minunat, cu sincere mulțumiri partenerilor de dezvoltare pentru aceste proiecte minunate de dezvoltare comunitară realizate în satele și orașele noastre. Astăzi este o zi în care toți împreună, împreună cu echipa și cu partenerii noștri de dezvoltare, echipa Mă Implic, facem, deci concluzionăm despre acele rezultate care au fost parcurse pe parcursul acestor 4 ani în
vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor din Republica Moldova. Și vreau să vă zic că noi am reușit, datorită partenerilor noștri, experților extraordinari, am reușit să implementăm și să dezvoltăm mai multe proiecte de dezvoltare comunitară, precum apă, iluminat stradal, sisteme de canalizare și multe alte proiecte care au, ne-au încurajat pe noi, cei din administrația publică locală, în primul rând să ne îmbunătățim și să creștem cu capacități administrative mai moderne, mai bune, pentru a presta aceste servicii. Doi, am reușit să încurajăm toate întreprinderile comunale, să încurajăm și să le oferim, iată, acest suport din partea partenerilor noștri de dezvoltare, ca să-și crească capacitățile, să poată să presteze servicii de calitate și sigur că să aibă mai multă încredere în ceea ce fac. Am reușit împreună cu Congresul Autorităților Locale din Moldova să dezvoltăm și să păstrăm și să ne implicăm într-un parteneriat și o cooperare frumoasă în prestarea serviciilor pe segmentul e-platforma. Și vreau să vă zic că de la început parcă eram neîncrezut sau nu știam cum să meargă, dar să știți că avem un proiect de succes. Am reușit să împreună să conectăm peste 900 de persoane la această platformă e-guvernare și vreau să vă zic foarte multe din subiectele pe care ni le-am propus noi împreună în sprijinul consolidării capacității administrative a autorităților publice locale s-au oferit mai multe instruiri, ele vor continua și ele sunt foarte benefice pentru funcționarii publici din administrația publică locală și sunt sigură că vom continua. Este un suport foarte bun în această lume modernă a digitalizării. Vreau să mulțumesc mult echipei, mă implic, pentru că a fost o echipă de profesioniști, pentru că această echipă mică, foarte consolidată, foarte competentă, a reușit să pătrundă în toate problemele comunităților noastre partenerii acestui proiect. Și aș vrea să mai menționez și un lucru foarte important, ceea ce am simțit eu și localitatea mea, atunci când noi am început să primim valul mare de refugiați, cine a venit printre primii să ne sprijine? Fără să ne întrebe, a venit proiectul Mai Implic, cu pachete, cu daruri și a fost un suport extraordinar pentru familie în care noi nu știam cum să reacționăm, încă nu eram pregătiți, dar pentru acele familii de refugiați a fost un suport extraordinar. Vreau să mulțumesc și pentru acele proiecte care au fost taxate și sunt taxate pe eficiența energetică și ele sunt, cred că vom continua și pe viitor cu aceste proiecte, sunt necesare în situația în care Republica Moldova are și probleme, cred că este un suport foarte bun și merită ca să fie apreciat. Acum, în numele tuturor dumneavoastră, ne dorim să avem continuitate la aceste capacități obținute, la cele servicii deja implementate în comunitățile noastre și de ce nu să replicăm această experiență și pentru alte localități din Republica Moldova. La mulți ani Mă Implic, vă mulțumim foarte mult pentru colaborare, pentru deschidere și prin faptul că ați reușit și cred că nu-l văd pe domnul Anatolie Bucat, că el deja știe, domnul Anatolie, vă mulțumim, că știți deja fiecare sat cu ce răsuflă și atunci când noi nu găseam soluții sau aveam niște probleme, dumneavoastră veneați cu foarte bune propuneri. Vă mulțumim mult, mult succes tuturor, stimați colegi, și sperăm ca Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare să continue împreună cu noi aceste proiecte bune, pentru că avem nevoie să se implice și mai multe comunități din Republica Moldova. Efectul va fi calea noastră, calea țării spre Uniunea Europeană. Mulțumim mult!
Mulțumim mult, doamnă Badan. Cu o deosebită plăcere îl salutăm alături de noi pe domnul Guido Beltrani, directorul Biroului de Cooperare al Elveției. Pentru sprijinul financiar acordat, pentru angajamentul ferm și pentru susținerea proiectelor ce au drept scop modernizarea serviciilor dedicate cetățenilor Republicii Moldova. Start again. Onorată asistență, doamnelor și domnilor, voi vorbi în limba engleză pentru că vorbesc doar puțin în limba română. So let me start by saying that I'm very, very happy and glad to be here with all of you today. Aici împreună cu dumneavoastră, aici împreună cu domnul Mija, cu reprezentantul Cancelariei de Stat, cu doamna Voloch, care reprezintă Parlamentul astăzi în această sală, cu primarii, cu reprezentanții autorităților publice locale și cu doamna Badan, care reprezintă asociația. Deci, noi și au fost parteneri cheie pentru noi în cadrul acestui proiect. În ceea ce privește Elveția, bine, pentru noi susținerea apeleurilor, a reformelor constituie un element foarte important în cadrul cooperării noastre internaționale, în întreaga lume și în Republica Moldova. În Republica Moldova, proiectul Mă Implic a fost un element esențial în cadrul eforturilor noastre. Deci ne aflăm aici astăzi pentru a sărbători rezultatele a 4 ani de lucru intensiv, lucru desfășurat împreună cu dumneavoastră și să reușitele noastre sunt foarte multe la număr, dar aș selecta 4 dintre ele, cele mai substanțiale, datorită implicării proiectului și a partenerilor proiectului. Putem spune cu siguranță că cooperarea dintre apeleuri și cetățeni a devenit mai inclusivă, mai de încredere, deci s-a îmbunătățit per general. În al doilea rând, aș zice că în aproximativ 35 de municipalități, deci orașele beneficiază acum de servicii publice mai bune, gestionarea deșeurilor, furnizare cu apă, sanitate, iluminat public, etc. În al treilea rând, aș vrea să menționez faptul că autoritățile publice locale au reușit să atragă masiv finanțare din terța parte, deci dumneavoastră ați reușit să atrageți fonduri din partea statului, de la proprii cetățeni, de la alți parteneri de dezvoltare și fondurile pe care ați reușit să le atrageți au fost mult mai mari decât granturile investiționale oferite de Elveția. Deci vă felicit cu această reușită și nu în ultimul rând, deci în parteneriatul nostru cu autoritățile, noi avansăm reformele, evident. Respectiv, eu cred că aceste reușite constituie o bază foarte bună. La asta am lucrat în ultimii 4 ani și acum decidem asupra următoarei faze noastre pentru următorii 4 ani. În săptămânile ce urmează, decizia va fi luată, respectiv aștept cu nerăbdare să continuăm cu lucrarea cu toții, cu dumneavoastră. Vă mulțumesc! Dragi invitați, propunem, cum spuneam, să tragem linia următoarea jumătate de oră. Până acum am vorbit despre rezultate, haideți să vorbim despre perspective. Așadar, vă invit la panelul de discuții Comunități puternice, explorarea perspectivelor privind dezvoltarea și guvernarea locală în Republica Moldova. Domnule Mija,
Dumneavoastră v-a revenit misiunea să deschideți șirul cuvântărilor de salut. Tot dumneavoastră vă revine misiunea și să dați tonul cumva discuției de astăzi, discuția de în următoarea jumătate de oră. La 15 martie, executivul a aprobat strategia de reformă a administrației publice locale din Republica Moldova pentru anii 2023-2030. Ați putea să împărtășiți cu noi, vă rugăm, prioritățile guvernului pentru viitor, astfel încât din domeniul apele, astfel încât într-un final să avem parte de o administrare publică modernă ce furnizează într-un mod echitabil servicii accesibile populației. Mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, dacă este ne referim la administrația publică locală, sunt două elemente definitorii. Unul, autonomia locală și doi, creșterea capacităților. Viziunea este una foarte clară. Pe măsură ce cresc capacitățile, o să fie mai multă autonomie locală și o să fie mai multă libertate, astfel încât primăriile să aibă posibilitatea să decidă individual modul în care își administrează bugetele din ce în ce mai mari și modul în care aleg să presteze servicii publice. Guvernul central are câteva datorii față de administrația publică locală și încercăm să facem eforturi astfel încât să deblocăm câteva procese importante pentru a consolida autonomia locală din punct de vedere financiar. O să mă refer la patru elemente, dar viziunea principală este pe măsură ce creștem capacitățile, o să existe mai multă libertate. Primul element care se întâmplă în acest moment și ține de un proiect care trebuia să fie finalizat de mult, proiectul de delimitare a proprietăților publice. Vorbim de terenuri și bunuri imobile înregistrate generic sub numele Republica Moldova. Trebuie să facem ordine și să înțelegem care dintre aceste terenuri și bunuri urmează să fie gestionate de către Guvernul Central și care dintre ele urmează să fie gestionate de către administrația publică locală. În acest moment am făcut eforturi astfel încât la Comisia de Delimitare de la Agenția Proprietăților Publice să nu mai stea rând. Deci toate documentele din momentul în care sunt transmise la Agenția Proprietăților Publice sunt procesate destul de repede. În anul acesta avem 28 de localități din Republica Moldova în care aceste procese au fost finalizate. Dar este important de menționat că astăzi a trecut în guvern proiectul de lege care vine să simplifice acest proces, să excludă anumite obiecte care nu o să mai fie necesar să fie delimitate și automat o să rămână în proprietatea administrației publice locale. Deci încercăm să accelerăm acest proces, să facem ordine în proprietăți. Avem de la echipa de proiect de la ASP, avem o listă a tuturor localităților cu o dată planificată când urmează să fie finalizate lucrările. Dacă tot merge conform planului, planificarea este în 2025 să finalizăm toate aceste procese de delimitare. A doilea lucru care îl vreau să-l pun în discuție ține de evaluarea proprietăților. Există cel puțin două obiecte pentru care există interes foarte mare. Unul, evaluarea apartamentelor și doi, evaluarea caselor de locuit. În componenta B a proiectului existent acum, lucrurile se mișcă destul de lent, însă în același timp avem primul model de evaluare, cel pe apartamente, finalizat. Așteptăm până la finalul anului finalizarea modelului de evaluare pe casele de locuit. În același timp, o să reușim anul acesta, cu suportul Ministerilor Finanțelor, să scoatem un model de evaluare care să dea dreptul consiliilor locale să evalueze selectiv proprietățile. Pe modelul deja existent și bine cunoscut în comunitate a satului Feșteliță. 3. Vreau să mă refer la impozitul devenit la locul de trai. Impozitul devenit la locul de trai este ceva ce se discută a persoanelor fizice la locul de trai, este ceva ce se discută de mult. Noi avem calcule, într-adevăr există comunități rurale care ar urma să beneficieze din această modificare și credem că o să avansăm astfel încât să facem modificările necesare pentru anul 2024. Și ultima, cea mai complicată, și aici revin la ce ziceam inițial, o să dăm mai multă libertate pe măsură ce cresc capacitățile, este impozitul pe venit a persoanelor juridice.
dar aici este o discuție care în acest moment este departe, dar de perspectivă ar putea fi inițiată. Ziceam de capacități. Stimați colegi din administrația publică locală, noi trebuie să creștem dramatic capacitățile noastre de a trage fonduri externe. Și o să încerc să explic de ce. Cel mai mare fond național de reabilitare a drumurilor, fondul rutier, anul acesta a fost aprobat în valoare inițială de 1 miliard 450 de milioane. Dacă transformăm în euro, asta înseamnă 75 de milioane de euro. Atâta poate statul în acest moment. Iar cei care au mai făcut proiecte de drum cunosc că un drum cu indicele G, cu două benzi, una într-o direcție și alta în altă direcție, un kilometru de drum costă 1 milion de euro. Deci cu tot fondul nostru rutier, fără a investi deloc în reabilitare, în reparația drumurilor deja existente, noi anual ne permitem să construim și să renovăm capital 75 de kilometri de drum. Este mult prea puțin. În Republica Moldova există 5.000 de kilometri de drum național, 5.000 de kilometri de drum raional și regional și încă 25.000 de kilometri de drum local. În așa ritmuri noi nu o să reușim. De aceea este absolut important, la nivel local, dar și la nivel central, să creștem capacitatea noastră de a atrage finanțare externă, de a scrie proiecte bune, de a planifica proiecte bune și, cel mai important, de a implementa proiecte bune, în termenii și cu obiectivele stabilite inițial. Acestea sunt două elemente care stau la baza strategiei de reformă până în anul 2030 și modernizarea administrației publice. 1. Creșterea nivelului de autonomie locală la pachet cu creșterea capacităților administrative. Mulțumesc. Domnule Mijan, cuvântul dumneavoastră de salut, între altele v-ați referit și la amalgamarea voluntară. La 31 iulie a fost adoptată legea privind amalgamarea voluntară. Ce stimulente ați gândit pentru administrațiile publice locale, astfel încât acestea să susțină acest proces? Într-adevăr, amalgamarea voluntară este probabil cel mai important proiect la nivel local, care îl lansează statul începând cu efectiv cu anul 2024. Pe 25 octombrie o să treacă în ședință de guvern, o să treacă metodologia privind amalgamarea voluntară, care descrie foarte clar care sunt criteriile, care este procedura și care sunt într-adevăr beneficiile financiare pentru localitățile care o să decidă că vor să fie consolidate. Există 3 mecanisme financiare care le prevede metodologia și există un buget de 250 de milioane de lei aprobat pentru anul 2024. Metodologia prevede 1. Un transfer pentru grupul de lucru care urmează să inițieze procesul de amalgamare voluntară. Grupul de lucru trebuie să fie format din consilierii, cel puțin a unei primării, care să înceapă procesul, să descrie, să facă draftul sau proiectul de amalgamare, să-l consulte și pentru acest efort în plus o să vină acel transfer pentru grupul de inițiativă. A doilea stimulant financiar ține de un transfer de unic pentru infrastructură și mobilitate. Înțelegem că există niște costuri de tranziție în procesul de amalgamare și vrem să ne asigurăm că prin intermediul acestui transfer unic, el o să compenseze anumit disconfort care va fi creat în prima etapă. Și elementul 3 care ține de durabilitatea procesului de amalgamare, ține de transferul anual către bugetul local al unității noi formate. Asta înseamnă că în baza populației celor localităților care au decis să amalgameze, noua primărie va beneficia anual de transferuri în sumă fixă pentru a-și finanța activitățile, finanța proiectele de dezvoltare. Aceste transferuri anuale sunt planificate până în anul 2030. Astea sunt 3 beneficii financiare care statul este gata să le ofere în acest moment. Cu 250 de milioane, cât este bugetat pentru anul următor, ne propunem să reușim în 2024 să avem 10 unități noi amalgamate. Matematica o poate face fiecare dintre noi.
În 2024 ne planificăm să investim masiv în aceste 10 unități noi formate, astfel încât să oferim un bun exemplu, iar în 2025 să reușim să creștem fondul de amalgamare semnificativ, astfel încât să fie motivant și pentru alte primării. Dar asta este doar cumva primul pachet de beneficii. Pentru planul de acțiune a Guvernului pentru anul 2024, noi deja prevedem modificări legislative pentru a ne asigura că o să existe un al doilea pachet de beneficii, care nu o să fie legat nemijlocit de partea financiară, dar o să fie legat de mai multă libertate și de mai multă flexibilitate în modul în care își administrează treburile interne unitățile amalgamate. Ei o să pot crește salariile într-o anumită limită, independent în baza veniturilor proprii. Ei o să aibă anumite priorități la alte fonduri de dezvoltare care sunt în acest moment accesibile pentru primării și, de ce nu, unitățile amalgamate și localitățile mari vor fi beneficiarii primari a proiectelor de consultanță și asistență tehnică din partea partenerilor de dezvoltare. Mersi. Mulțumim mult. Continuăm discuția cu doamna Voloh, președinta Comisiei Parlamentare pentru Administrare Publică. Doamna Voloh, întregul efort pe care îl depunem, atât autoritățile, donatorii, echipa implementatoare, tot acest efort, într-un final, îl facem pentru beneficiarul principal, cetățeanul Republicii Moldova. Ați putea să ne împărtășiți care sunt prioritățile legislativului în domeniul de administrare publică? În tot ceea ce facem noi, ați menționat dumneavoastră anterior, pornim de la strategia de țară, strategia care a fost aprobată în 2023-2030, dar în același timp, reieșind din situațiile create, din evenimentele care au loc, noi încercăm să ajustăm cadrul legislativ la cerințele actuale pe care ni le punem față timpul. Nu știu dacă am putea să spun exact care și la unde și la care lege vom interveni, dar eventual avem câteva obiective foarte importante. Deci prima, pe dimensiunea de descentralizare, asta ar însemna să dăm mai mult autonomie locală autorităților publice locale. Doi, asta ar fi tot ce ține de funcția publică, managementul funcției publice, competențe plus stimulente pentru funcționarii publici din administrație. Și trei, asta ar însemna eficiență și eficacitate, asta ar însemna să ținem cont în mare parte de randamentul proiectelor pe care noi le implementăm, asta ar însemna cost-beneficiu pentru fiecare inițiativă sau pentru fiecare fond pe care noi îl folosim, ar însemna bani publici rațional și eficient investiți în proiectele locale. Pe partea de competențe, deja avem un raport elaborat cu suportul partenerilor noștri în programul Comunitatea Mea. Urmează să fie discutat acest raport în cadrul unei ședințe la începutul lunii octombrie pe platforma parlamentară, în cadrul platformei de comunicare pe care o avem, accelerarea reformei din administrație publică, și urmare acestui raport vom interveni pe un anumit număr de legi pe care le vom ajusta în raport cu delimitarea foarte clară a competențelor între nivelul 2 și nivelul 1, dar și o parte din competențele fie care nu mai sunt viabile sau valabile la etapa actuală sau care sunt fie că suprapuse în diferite legi pe diferite sectoare sau segmente. Deci avem astăzi un număr enorm de competențe atribuite nivelului 1, ar trebui să le revedem pentru că nu există astăzi nici resurse umane și nici resurse materiale pentru a pune în aplicare toate aceste competențe. Dar trebuie să menționez că Republica Moldova poate să fie mândră de autoritățile publice locale pe care le are, pentru că chiar și în condițiile precare, cu resurse limitate, fac față provocărilor și se descurcă în situații destul de complicate care sunt și acordă acele servicii de primă necesitate cetățenilor, muncesc în și servesc cetățeanul
Guvernului Republicii Moldova și în timp nu pierd încrederea cetățenilor în autorități sau încrederea pe care o acordă cetățeanul autorităților publice locale. Vom încerca să fim în pas cu toate solicitările care vin din partea autorităților locale. De aia avem o colaborare foarte frumoasă cu Congresul Autorităților Publice Locale. Foarte multe inițiative sau neajunsuri sau carențe care există astăzi în legislație vin anume din partea colegilor noștri și atunci noi reacționăm prin anumite modificări sau amendamente la anumite legi care astăzi nu funcționează sau sunt greu de pus în aplicare. Și în același timp suntem într-o continuă colaborare și dialog continuu cu colegii noștri din guvern, în special cu Cancelarea, care la fel vine cu anumite îmbunătățiri la cadrul legislativ actual. Vor fi o serie întreagă de legi care vor fi ajustate, vor fi modificate pe parcursul până la finele acestui an și încă mai multe probabil în 2024, în momentul în care vom pune în aplicare legea privind amalgamarea voluntară. Mulțumim mult. În timp ce dumneavoastră prezentați prioritățile Parlamentului, doamna Badan aprecia afirmativ ce menționați dumneavoastră, doamna Badan, în calitate de primară și președinte a Congresului Autorităților Locale din Moldova, reprezentați un partener cheie în cadrul proiectului Mă implic și sunteți cumva vocea primarilor din țară. Pe scurt, care sunt așteptările administrațiilor publice locale de la acest proces de reformă? Mulțumesc mult, este o temă care de fapt ne frământă pe toți cei din administrația publică locală, permanent discutăm despre acele priorități ale autorităților publice locale și una din dezideratele noastre și este unicul de fapt este descentralizarea și consolidarea autonomiei locale. Deja de mulți ani noi, cei din administrația publică locală, inclusiv și Congresul Autorităților Publice Locale, pledăm pentru un sistem de democrație locală cu reforme în Republica Moldova, reforme mai bune și mai eficiente și mai rapide, pentru că astăzi, de exemplu, s-a vorbit despre creșterea capacității veniturilor proprii și veniturile autorităților publice locale, dar noi, așteptările noastre, celor din administrația publică locală, este ca acest proces de delimitare a proprietăților publice și celor private, evaluarea acestora, nu trebuie să fie lentă. Noi așteptăm din partea guvernului și autorităților centrale să stați cu ochii pe această reformă și pe acest proiect, ca el să fie unul mai rapid și mai controlat, ca ulterior noi să putem să creștem aceste venituri. Fără creșterea veniturilor la nivel local și această deschidere de care vorbim noi de autonomie locală, sigur că noi nu o să putem să ne măcinăm tot mulți ani în aceste și în acest deziderat. Dacă s-a vorbit astăzi despre ce ne dorim noi autoritățile publice locale, noi dorim să continuăm în acest proces de reforme democratice, împreună cu partenerii noștri de dezvoltare, care, apropo, ne sprijină enorm, să putem face un lobby mai puternic către autoritățile centrale, să aducem, dacă am adus, aducem acele creșteri de capacități, să știți că avem autorități locale cu capacități foarte bune. Dar noi pierdem deja oamenii, pentru că noi avem nevoie de creșterea nu numai capacităților, dar și a motivației celor care funcționează și administrează autoritățile locale. Astăzi noi nu putem susține și menține funcționarii publici. Este o problemă cheie. Astăzi toată lumea este supărată și este în așteptarea salariilor și pentru că nu mai putem sta așa mult timp, sincer să vă zic, și în localitatea mea am cei mai buni specialiști, dar m-au anunțat, doamna Badan, noi ne căutăm altă activitate, pentru că salariile sunt foarte mici, cerințele sunt mari. Deci aici noi avem de lucrat împreună cu toți partenerii și inclusiv, în primul rând, cu guvernul și cu legiuitorii noștri. Ne dorim să continuăm acel dialog instituționalizat care a fost fortificat grație partenerilor noștri de dezvoltare,
comunitatea mea, mă implic, deci am început acest proces de dialog instituționalizat cu autoritățile centrale. Ne dorim ca acest dialog să fie undeva în creierul nostru a tuturor celor din administrația publică locală și cea centrală, ca o cultură de dialog necesar, permanent, pentru a discuta treburile și acele probleme de implementare și de dezvoltare a proiectelor țării noastre. Încă și aici avem de lucrat, deoarece venim dintr-un alt sistem de guvernare și încă greu este de deprins, dar cred că cu așa primari puternici pe cum îi avem aici în sală și mulți care ne urmăresc, noi vom reuși. Este important ca toți noi prezenții aici, autoritățile centrale și autoritățile legislative și partenerii noștri de dezvoltare, cum s-a menționat astăzi aici, fără o guvernare locală eficientă, noi nu vom putea schimba lucrurile. Și dacă s-a menționat că primăriile noastre, autoritățile locale au făcut față pe parcursul anilor și fac față și în situația în care au bani mai puțini, venituri mai puține, dar este un efort colosal dacă pierdem acești oameni pregătiți, școlați, de partenerii noștri de dezvoltare, atunci iarăși începem de la început, sau mai bine să ne gândim la aceste stimulente și la cea autonomie pe care noi, autonomie financiară și administrativă, și să putem să ne dezvoltăm mai rapid. Deci așteptările mele sunt mari, așteptările colegilor noștri la fel. Ne dorim să avem pace, bună înțelegere și sigur că să continuăm să promovăm și să dezvoltăm această țară mică cu inimă mare. De la așteptări vă propun să trecem la aport, pentru că să nu uităm că reformarea administrației publice locale în Republica Moldova este una dintre cele nouă condiționalități înaintate de Comisia Europeană odată cu statutul de țară candidată pentru începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Și ați pus microfonul, dar întrebarea este tot pentru dumneavoastră, doamnă Badan. Cum vedeți, aportul, așteptările le-am auzit, aportul administrației publice locale pentru că acest proces să fie dus până la capăt. Eu aș vrea să, cu certitudine, să vă spun că, de fapt, autoritățile publice locale au demonstrat deschiderea lor, munca lor, atitudinea lor, responsabilitatea lor și capacitatea lor pentru a face față în acest proces de integrare în Uniunea Europeană. Și dacă în trecut noi nu beneficiam de așa proiecte, modele, în comunitățile noastre, noi astăzi cu mândrie putem să spunem grație partenerilor noștri de dezvoltare. Noi am reușit să implementăm mai multe proiecte din partea partenerilor noștri europeni în comunitățile noastre, care sunt, nu aș spune că sunt mai, sunt cu un calificativ de prestație foarte bună pentru cetățeni și deja cetățenii cunosc că autoritățile publice locale, o bună parte din Republica Moldova, sunt implicați în implementarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii comunităților, de provizionare cu apă și sistem de sanitate. Sunt chiar toți deja sunt mai activi și stau toți și caută proiecte, apelurile, urmăresc toate apelurile de proiecte. De aceea, cred că autoritățile publice locale sunt anume cei care vin cu această deschidere și cu această dorință, dar pentru aceasta este necesar să aducem mai multă bunăstare, mai multă fericire cetățenilor, nu numai la 30 de localități, dar să facem o extindere și un suport pentru mai mulți din administrația publică locală. Mulțumim mult, domnule Beltrani. Astăzi tragem linia. Trecem în revistă rezultatele frumoase pe care le-am obținut cu toții, în cadrul, inclusiv cu suportul proiectului Mă Implic, spunea doamna Badan că suntem o echipă mică, dar avem idei mari și inimă mare, gata să ne implicăm și să rezolvăm diverse provocări și probleme. Domnule Beltrani, vă propun să discutăm despre ce urmează, ce priorități și-a setat Biroul de Cooperare al Elveției pentru a sprijini guvernarea locală în viitorul apropiat și acest sprijin este necesar, după cum ați auzit din ce spunea doamna Badan.
Yes, thank you for the question. I will start with the future of this project, which, as I said before, viitorul acestui proiect. Decizia finală va fi luată în următoarele câteva săptămâni de partea elvețiană. Cum vedem continuarea acestui proiect? Continuarea suportului oferit cu un șir de ajustări. Vedem cum evoluează contextul. Ajustările principale, în primul rând, țin de reforme majore care au fost menționate, inclusiv de domnul Mija, amalgamarea și altele. Majoritatea suportului oferit în faza următoare va fi oferit acelor municipalități care vor manifesta dorința de amalgamare voluntară. Al doilea moment ține de spectrul de servicii care vor fi sprijinit de noi pentru aceste municipalități care vor dori să realizeze amalgamarea voluntară. Deci noi ne-am dat seama deja că interesul este pentru gestionarea deșeurilor solide, aprovizionarea cu apă, canalizarea, iluminat stradal. Toate aceste momente sunt importante, dar ele nu sunt unicele. S-ar putea să extindem spectrul de servicii sprijinit, inclusiv subiecte care țin de digitalizarea serviciilor publice la nivel local. Deci vom face tot ce ține de dezvoltarea economiei locale. Și încă un moment pe care vom pune accent este dialogul și comunicarea. Moldova avansează rapid cu câteva reforme importante. Și pe de-o parte există necesitatea de a sprijini comunicarea cu referire la aceste reforme, de ce sunt benefice pentru cetățeni, pentru autoritățile publice locale, dar trebuie să avem și un dialog. În ce sens? Să existe acel feedback permanent, pentru că autoritățile locale au anumite experiențe, anumite provocări, respectiv aceste informații trebuie să ajungă la nivel central pentru a optimiza procesul de reformă. Pentru că procesul de reformă este un exercițiu care trebuie să fie ghidat de o viziune clară și pe parcurs apar un șir de detalii de care trebuie să ținem cont. Plus la aceasta, în contextul mă implic, uite, nu vreau să menționez toate proiectele, dar vreau să spun că credem cu tărie că trebuie să sprijinim diferiți actori cu un rol important la nivel local. În primul rând, diaspora moldovenească. Credem cu fermitate că diaspora moldovenească deja sprijină dezvoltarea la nivel local. Și avem și proiecte cu Cancelarea de Stat, diverse proiecte. Se implică diaspora, inclusiv cu investiții. Un alt moment sunt tinerii. Avem mai multe proiecte care țin de implicarea tinerilor în dezvoltarea locală prin intermediul centrelor pentru tineri și alte instrumente. Societatea civilă în general, la fel, beneficiază de sprijin prin intermediul diferitelor proiecte. Dezvoltarea proiectelor pentru societatea civilă la Chișinău și în regiuni este un lucru foarte important. Și ultimul punct, care nu este ultimul și după importanță, presa independentă. Deci avem planuri să sprijinim aceste domenii în contextul guvernării locale. Necesitățile vremii. Dragi parteneri, donatori, beneficiari, vă mulțumim mult pentru participarea în această discuție productivă și mai ales pentru cooperarea și implicarea de care dați dovadă în toți acești ani. Vă rog mult să luați loc în sală și să fiți alături de noi în continuarea acestui eveniment.
Doamnelor și domnilor, probabil pentru a trece în revistă cei 5 ani de activitate a proiectului, am avea nevoie de câteva evenimente similare. Noi însă am pregătit pentru dumneavoastră un rezumat al activităților. Altfel spus, vă propunem să o luăm pe scurtătură. Vă invităm să urmărim un scurt video despre cele mai memorabile momente din acești ani și mai ales despre rezultatele pe care le-am atins cu toții. Proiectul Mai Impli a devenit un partener strategic, nu doar pentru autoritățile publice locale din Republica Moldova, dar și pentru cele naționale. Comisia Administrației Publice și Dezvoltare Regională a stabilit în timp și a fortificat o colaborare frumoasă, care a rezultat prin elaborarea a două legi foarte importante, legea privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară și legea privind amalgamarea voluntară, care se regăsesc în strategia de țară 2023-2030. Pe parcursul implementării proiectului Mai Implic, în perioada din 2019 până în prezent, echipa guvernamentală, echipa Cancelarei de Stat, a avut o conlucrare foarte eficientă cu proiectul Mai Implic la nivel național. Ne-am axat de a conceptualiza strategia de reformă a administrației publice pentru perioada 2023-2030. Echipa Mai Implic ne-a ajutat, ne-a ghidat în procesul de elaborare, conceptualizare și procesul de consultare a acestui document de politici foarte important. În ultimii 4 ani, proiectul Mai Implic a contribuit substanțial la îmbunătățirea practicilor de guvernanță locală. În localitățile partenere ale proiectului, astăzi observăm mai multă transparență și implicare a cetățenilor. Planurile de îmbunătățire a serviciilor, care identifică serviciile prioritare pentru fiecare localitate, au fost elaborate într-un mod participativ și au fost consultate la fiecare etapă de elaborare cu cetățenii. Aceasta a contribuit la creșterea încrederii în administrațiile locale din partea populației. The results I am most proud of as the team leader is not necessarily the infrastructure, the trucks, the pipes for better water, better waste collection. I know this is important, but what we have achieved and what I think is very remarkable is that many people who live in the villages, that they know what the new service is about, that they signed contracts, that they are ready to pay for this service, that they are ready to demand quality, regular provision of services. E-platforma pentru guvernare locală a fost lansată în iunie 2022 de către Congresul Autorităților Locale din Moldova cu suportul proiectului de implicare civică în guvernarea locală Mai Implic. E-platforma oferă cursuri de instruire și servicii de suport online, precum și resurse pentru reprezentanții administrației publice locale și prestatorii de servicii de la nivel local, accesibile într-un singur spațiu informațional la orice oră, din orice locație din țară. La moment, avem pe platformă mai mult de 800 de utilizatori din cadrul a circa 400 de primării. Această aventură, așa i-aș spune eu, a început în 2020. Pe atunci, împreună cu Consiliul Local și cu un grup de cetățeni care a fost creat un grup de inițiativă, am decis că localitatea noastră are nevoie de crearea serviciului de colectare deșeurilor. Și din start noi ne-am gândit că pentru aceasta avem nevoie doar de tehnica comunală, adică tractor cu remorcă, poate tomberoane și aici ne oprim. Până la urmă ne-am dat seama că nu este de ajuns doar tehnica. Ne-am dat seama că în primul și în primul rând avem nevoie de a discuta și de a aduce la cunoștință oamenilor ce totuși prezintă un serviciu sănătos, un serviciu durabil de colectare a deșeurilor.
Acest proiect a venit sau vine ca să îmbunătățească serviciile publice, serviciile de gospodărie comunală în localitățile noastre. La momentul de față deja avem în cadrul proiectului achiziționat o auto specială pentru colectarea deșeurilor. Avem cumva atrase și alte, din alte surse de finanțare, bani pentru procurarea pubelilor. Că un serviciu să fie durabil în localitate, este necesar ca autoritatea publică locală să aibă o comunicare permanentă și sinceră cu cetățenii, cu beneficiarii direcți. Până la proiect, vreau să zic că ne-am descurcat cam greu. Trebuia să adun undeva deșeurile, trebuia să caut un transport, trebuia să-l achit. Persoana dată, când putea să vină, când nu putea. Chiar din primele zile a proiectului mă implic. Eu am fost o participantă foarte activă. Printre primele am luat pubela. Este un proiect binevenit. El a fost de mult așteptat de locuitorii noștri, pentru că avem exemple de la comunele vecine unde se colectau deșeurile separat și deci era o practică foarte bună. Datorită acestui proiect, noi învățăm să aducem în comuna noastră modele durabile de dezvoltare a localității. Раньше было как? Каждый выносил мусор сам. Это было очень неудобно, грязно и высыпалось где попало. А сейчас все централизовано. Мусорка на мусоросвалке есть. Там убирается постоянно мусорка. И поэтому сейчас более цивилизованно, более удобно, более чисто. Дети приехали из Германии, говорят, у вас как Германия, говорят, указатели, все. И урны, все как следует. Я говорю, это уже переходим по-европейски. Очень удобно и хорошо. Смотрю, по улицам нету мусора. Все на одну точку свалили. Это для села очень хорошо. Cu suportul proiectului Mai Implic, noi am reușit să elaborăm planul de îmbunătățire a serviciilor în comunal, în satul Borogani. Deci vorbesc nu doar de serviciul de evacuare a deșeurilor, dar și de alte servicii care deja erau create, dar pentru a le îmbunătăți. Și anume vorbesc de aprovizionarea locuitorilor cu apă și iluminatul stradal. Grație ajutorului primit, noi am reușit să elaborăm conceptul serviciului de evacuare a deșeurilor, anume un concept care este potrivit pentru localitatea noastră. Deci am personalizat acest serviciu, nu am luat un model șablon. Serviciul de colectare a deșeurilor a fost foarte binevenit în localitatea noastră. Chiar pot să zic că ne-a educat puțin și ne-a învățat să aruncăm deșeurile puțin mai rațional. Adică din start să-l selectăm. Realizarea în practică a acestui proiect, localitatea noastră era văduvită de acest sistem de iluminare publică. Ultima dată o lampă în satul Nișcani a fost aprinsă cu vreo 30 de ani în urmă. Era catastrofal, deoarece pe timp de noapte, pe timp de iarnă, pe timp de intemperii, era dificil să te deplasezi prin localitate. Odată cu implementarea acestui proiect, localitatea a căpătat un nou înfățișare, un alt aspect, parcă s-a îmbrăcat în straie noi. Satul nocturn a prins viață. Iată și este un punct de comandă, unde se află timerul și toate instrumentele de siguranță. Și în dependență de informația care o obțin de pe Google Meteo, eu vin și reglez ora când se aprinde și când se stânge iluminatul public din localitate. Acum este mult mai bine, bineînțeles, pentru că majoritatea străzilor din localitate sunt iluminate. Deci, practic, majoritatea suprafeței satului este mult mai vizibil și mult mai accesibil. Cât de mică nu ar fi implicarea, contează foarte mult, pentru că în felul ăsta fiecare dintre noi ne simțim cumva că am contribuit la aspectul satului, hai să zic așa, la durabilitatea acestui proiect. Se va menține mai mult timp, adică se va păstra și respectiv localnicii vor fi mai conștienți pe viitor.
Proiectul canalizării, de fapt, este un proiect ambițios la care noi ne-am gândit și ne-am fi dorit să-l facem, doar că nu știam de unde să începem și cum să începem. S-a evit această oportunitate, prin intermediul Mă Implic, am scris proiectul. Sistemul de canalizare este construit prin cele 16 km de rețea construite în partea nouă a satului, stații de epurare cu două module și două stații de pompare. Proiectul Mă Implic, pe lângă asistența tehnică care ne-au ghidat de-a lungul procesului, totodată ne-au oferit și consultanță în ceea ce ține de colaborarea cu oamenii din societate, cum să-i implicăm mai mult, cum să-i determinăm să aibă încredere în ceea ce am pornit noi. Având turnul spart, noi periodic îl sudam. Deci, o jumătate de localitate risca să rămână fără apă, pentru că asta era o procedură care nu durează. Înțelegeți, turnul vechi de prin anii 70. S-au făcut lucrări esențiale, am fost ghidați de specialiști. Mai întâi de toate s-au făcut un examen general la ambele fântâni. Noi avem două fântâni. S-a analizat capacitatea acestor fântâni. S-a luat analiza chimică a apei din aceste fântâni, după care s-a făcut un plan de activități pentru a îmbunătăți situația apeductului în general. Noi, pe pași, am urmărit acest plan, deci schimbarea pompelor a adus economii la lumină. Pompele sunt moderne, le putem monitoriza de la distanță online. Lumea e foarte mulțumită, dar vă dați seama că apa este... Apa e viață și fără apă nu facem nimic. Și așa cum verile sunt atât de secetoase, multe și fântâni au secat. Oamenii sunt de acord să contribuie și personal pentru că înțeleg că unde pune mâna fiecare simt și responsabilitatea și chiar îi gospodărește. Proiectul Mă Implic nu doar dezvoltă infrastructura comunităților, proiectul Mă Implic aduce cetățenii împreună ca ei să se implice în viața comunităților, să înțeleagă că de implicarea fiecărui cetățean depinde viața, depinde bunăstarea lor și depinde dezvoltarea comunităților. Proiectul Mă Implic a propus niște abordări contemporane de implicare a tuturor structurilor comunitare în soluționarea problemelor locale, în luarea deciziilor. Doamnelor și domnilor, în acest crâmpei de reportaj pe care vă rugăm să-l aplaudăm, am reușit să vă prezentăm doar o mică, o foarte mică parte din tot efortul pe care l-am depus în acești ani. Din acest moment vă invit la panelul de discuții dedicat bunelor practici în furnizarea serviciilor în comunitățile rurale. Invit în scenă pe doamna Elena Savițchi, primară de Borogan-Leova, domnul Anatolie Talmaci, viceprimar în Copceac, Găgăuzia, doamna Eugenia Sârghi, primară în satul Nou, Cimișlia, domnul Valentin Danu, primar în Logănești, Hâncești, și domnul Dmitri Mosoreti, primar de Risipeni, Fălești. Doamna Savițchi, prima v-am invitat în scenă, prima veți răspunde la întrebări. Din februarie 2021, Primăria satului Borogan a semnat acordul de cooperare cu proiectul Mă Implic pentru a îmbunătăți serviciul de gestionare a deșeurilor solide în localitate, cum am văzut și în reportajul de mai devreme. De atunci ați parcurs cu succes între activitățile de mobilizare și mai ales oamenii din localitate au dat dovadă de spirit civic. Care-i secretul? Cum ați reușit să adunați oamenii la un loc și mai ales să-i motivați să se implice? În primul rând, probabil că mulți dintre dumneavoastră cunoașteți despre satul Borogani mai mult după cânticul lui Nicolae Sulac.
Dar mai puțin dintre dumneavoastră cunosc că localitatea noastră este o localitate la granița dintre Utagă, Găuzia, raionul Cantemir, raionul Leova. Deci soarta astfel, la astfel de localități, bineînțeles, este un pic mai dificilă. Însă, pe de o parte, astfel de situații îi călește pe oameni și îi face să se unească ca să reușească. Deci oamenii, locuitorii din Borogani, au experiență de unitate. Știu deja că dacă vrei să obții ceva, este necesar să te implici. Și poate din acest considerent ne-a fost un pic mai ușor. În al doilea rând, este foarte important că am devenit partenerii anume ai proiectului Mă Implic, care, prin definiție, presupune implicare și ni s-a pus la dispoziție toate instrumentele, toată expertiza profesionistă ca noi să reușim să implicăm, să consolidăm oamenii. Deci am avut parte de asistență, de consultanță din partea experților angajați de către proiect, de către partenerii noștri de dezvoltare și acesta este un al doilea element care a stat la baza succesului și consolidării comunității noastre. Și grație acestei asistențe am reușit ca prin consens, deci implicând din start toată comunitatea în alegerea soluțiilor a problemei pe care urmează să o soluționăm, inclusiv la elaborarea conceptului, la implementare, monitorizare la toate etapele, deci noi am implicat comunitatea. Am comunicat permanent cu comunitatea prin diverse instrumente, pe diverse canale. Și acesta, bineînțeles, este rezultatul consolidării comunității. De asemenea, a fost foarte important în consolidarea comunității și faptul că, iată, prin implicare, noi am reușit să elaborăm un concept de calitate a serviciului de evacuare a deșeurilor, care a pornit, grație comunicării, de la necesitățile oamenilor, de la ideile și viziunile oamenilor, cum văd ei acest serviciu, ce fel de serviciu așteaptă ei, deci necesitățile și așteptările lor. Și am reușit în acești ani să creăm un serviciu ca la carte. Deci datorită partenerilor noștri și consultanței din partea lor. Și asta a contat foarte mult. De asemenea, vreau să mai menționez că atunci când am făcut acest concept, am menționat și în film, bineînțeles că ne-am inspirat, ne-am consultat și cu alți colegi care deja aveau experiență. Vreau să menționez că la Borogan niciodată n-a fost un serviciu de evacuare a deșeurilor, nici măcar elemente ale unui serviciu. Deci a fost o noutate, dar și o necesitate, era una dintre problemele cele mai dureroase ale comunității. Și respectiv nu aveam experiență, deci am avut nevoie de expertiză din partea practicienilor care deja aveau experiență și am avut parte. Deci de oameni, colegi, pe care i-am întâlnit inclusiv aici la proiectul Mă Implic și datorită, iată, acestor oportunități, noi am reușit să creăm acest serviciu, deci așa după cum îl și vedeam. Și cum spunea cineva în film, că știți, la început, și noi vedeam doar că am fi bucuroși să avem un tractor, să punem deșeurile în niște saci și să vină din când în când să ne-l transporte de acasă. Dar asta a venit mâncând. Da, și mai ales munca în echipă. Ne-a convins încă o dată munca asta în echipă de efectul sinergic, când 1 plus 1 face uneori și 10 și 100.
Deci am început cu ideea aceasta, însă pe parcurs muncind în echipă cu echipa de implicare comunitară, care la fel a fost o idee din partea partenerilor noștri din proiectul Mă Implic. Deci iată că am ajuns să vedem de fapt acest serviciu mult mai complex și mult mai calitativ, modern, accesibil. Și noi astăzi avem un cu totul altfel de serviciu, un serviciu care presupune evacuarea selectivă a deșeului. În acest sens, fiecare gospodărie beneficiază gratuit din partea întreprinderii municipale de câte două pubele, pentru că avem, de fapt, colectarea a două tipuri de deșeuri, menajer și reciclabil. Fiecare, deci transportăm deșeurile după principiul din poartă în poartă, avem un grafic diferit în perioada rece și perioada caldă, la fel acest aspect al serviciului a fost consultat cu cetățenii și ideea asta a venit de la cetățeni. De asta și s-a consolidat comunitatea, pentru că permanent a fost întrebată, a fost luată în seamă și oamenii au fost în permanență la curent cu ceea ce se întâmplă. De asemenea, atunci când deja s-a conturat ideea de proiect, aveam câte două, trei soluții cu referire la modalitatea de evacuare deșeului, cu referire la plată, cine să presteze serviciu, de asemenea tehnica, deci ori tractorul, ori autospecială. Am făcut audieri publice, la fel după ce a fost aprobat conceptul și planul de soluții pentru îmbunătățirea serviciilor în localitate, am mers cu vizite în teritoriu. Deci pe Măhale, asta a fost probabil că unul din cele mai importante momente ale consolidării comunității și în Măhale am descris detaliat ideea de serviciu și de asemenea am explicat oamenilor în ce constă modul de selectare. Chiar am făcut și activități practice în cadrul acestor consultări publice în care am demonstrat care deșeuri și în care pubelă trebuie să fie selectată acasă. Deci comunicarea de la poartă la poartă, comunicarea apropiată cu cetățenii. Exact. Mulțumim mult, doamnă Savițchi. De la Borogani ne îndreptăm spre satul Copceact din Autonomia Găgăuzirii, unde între anii 2021-2023 a fost realizat proiectul de îmbunătățire a serviciului de canalizare. Primăria a beneficiat de finanțare, servicii de consultanță și de consolidare a capacităților. Proiectul Mă Implic a ajutat localitatea nu doar să îmbunătățească infrastructura, ci și să dezvolte pe termen lung aceste abordări pentru a menține această infrastructură într-o formă bună. Domnule Talmaci, un aspect important al proiectului Mă Implic a fost dezvoltarea unor modele durabile de finanțare a prestării serviciilor publice. Puteți să ne împărtășiți câteva detalii despre aceste modele și cum au contribuit la menținerea și îmbunătățirea infrastructurii de canalizare în Copceac? Ce lecții sau poate exemple de succes ați putea împărtăși cu noi? Stimați colegi, bună ziua! Eu încă nu am limba română perfectă, vorbesc cu greutate, dar totuși am scris niște note și gândurile. Când echipa noastră, echipa primăriei, a făcut cunoștință cu programul Mă Implic, ne-am gândit exact. Acest program este pregătit special pentru satul Copceac. Știți de ce? Deoarece noi, sincer, am așteptat această posibilitate, acest program complex și cu implementarea locuitorilor, deoarece din 1999 avem această practică cu lucrarea, colaborarea cu comitete stradale. Și până la urmă, până la aplicarea în program, Mă Implic, noi am implementat un proiect de la un lung lunii stradei, unde
cu implicarea oamenilor și contribuțiile lor. Am instalat alimentarea cu apă, canalizare și am construit un drum nou, chiar în jumătate de un an. Și noi identificăm această practică și se numim în echipa noastră Full House. Da? Și fiecare gospodărie din această, fiecare gospodărie din această stradă a contribuit câte de 7.000 de lei. Și când a venit echipa programului Mă Implic, când a venit domnul Matias, noi am susținut proiectul și cererea noastră pur și simplu. Noi am colaborat cu această stradă și ei au susținut cererea noastră, 10 la 10. A fost o practică foarte interesantă și a fost un proiect care au scris și au susținut oameni, nici primăria. Primăria a făcut ceea ce trebuie să face administrația publică locală. Și această strategie, când noi colaborăm și când noi implicăm cetățeni pentru realizarea proiecte infrastructurare, noi se numim în copciac win-win, o strategie win-win. Deoarece, care este argumentul? Da? Argumentul cheie, că supravegherea tehnică sunt toate locuitori pe stradă. Și când noi realizăm proiecte, noi știm că calitate înseamnă când oameni au realizat așteptările săi. În două moment este posibilitatea să construiască în nivel local servicii la 20% mai multe, da? Pe un an bugetar. Asta tot e un argument foarte interesant și foarte complicat. Deci, pentru noi, din Copciac, această practică înseamnă o canalizare înseamnă, când noi trăim fără electricitate, acum e foarte greu. Și noi nu se imaginăm viața noastră fără electricitate, chiar și pentru 5 minute. Și pentru noi din Copciac canalizarea tot are o valoare atât de mare, canalizare, ca și electricitate. Și noi vrem să fim un sat cu probleme care noi putem să rezolvăm. Vrem să fim capabili și în satul meu ar trebui să existe canalizare nu numai sub casa mea, ca și în fiecare casă. Aceasta înseamnă o dezvoltare durabilă. Când fiecare om are posibilitate de acest public goods, da? Spunem așa. Și ce am gândit? Am gândit că programul Mă Implic este despre asta. Este despre comunitate și unde noi răspundem la întrebare de ce noi din Copciac dorim mai multe canalizare decât cetățenii din Elveția. Da? Asta a fost întrebarea prima. Da? De ce noi dorim mai mult? De ce noi din Copciac, dar nu, de exemplu, alte țări, alte sate, etc. Și în acest moment noi avem acces 30% de gospodării la canalizare. Avem strategie și în această strategie răspunde că în 2026, 70% din gospodării vor fi conectate, iar în 2030, 100%. Suntem capabili să facem asta numai cu participarea oamenilor, numai cu participarea gospodăriilor, deoarece niciun partener de dezvoltare nu poate rezolva, nu poate să reuși să face canalizare 100%. Asta e problema noastră.
Și în final, vreau să spun și niște gânduri și niște riscurile, da? În ultimii ani, în satul nostru au venit mulți politicieni sau diferiți politicieni, nu știu cine sunt, din care lume, da? Dar ei vorbesc despre așa numite investiții și despre mana din rai, așa, da? Mana nebesnă. Mana cerească. Da, mana cerească, da. Și asta este problema, deoarece ei au bani mari, ei au propaganda, controlez spațiul informațional și ei aș dori să spune în rusă, da? În rusă, ca concluziile, da? Они очень хотят разрушить те практики, которые создавались десятками лет. К примеру, вот то вовлечение, которое есть в Копчаке, где каждый проект в области водоснабжения, канализации, строительства дорог и уличного освещения, каждый человек знает, что он может и должен участвовать. У нас нет с этим проблем вообще. Для Моимплик мы собрали контрибуцию за 2 месяца. Ни у одного человека не было никакого сомнения, что это нужно нашему сообществу. И мы построили канализацию по ключевым улицам. Но вот сегодня про эти риски я бы хотел вот именно на выводах сказать, что очень легко инструментами пропаганды, инструментами непонятных инвестиций с деньгами с непонятного происхождения, да, просто разрушить то, что строилось десятками лет. Браво. Поэтому, когда говорили здесь представители правительства про то, что они хотят, чтобы мы имели больше capacity на местном уровне, мы тоже этого хотим, но мы бы хотели, чтобы наше правительство имело больше capacity в сфере безопасности, в том числе то, что касается органов местного публичного управления, мы сами не справимся. Нам нужна поддержка правительства, если надо, вместе садиться и решать эти вопросы, потому что пропаганда и дезинформация, и вот эти вот дешевые обещания с манны небесной, да, они нам мешают работать, а мы хотим устойчивых решений и реализации тех стратегий, которые выбрали наши жители. Поэтому вот такой у нас месседж. Mulțumim mult, mulțumim domnule Talmaci, inclusiv pentru efortul de a prezenta în română realizările pe care le-a atins localitatea. Cu ajutorul proiectului Mă Implic, satul nou din Cimișlia și-a îmbunătățit stația de captare și pompare a apei și-a înlocuit rezervoarele de înmagazinare a apei. Precizăm că valoarea proiectului a fost de 2 milioane de lei, contribuția administrației locale fiind de 800 de mii de lei, plus finanțare adițională din cadrul proiectului Satul European. Noi, din câte înțelegem și ne-ar plăcea să credem că parteneriatul cu noi a deschis, de fapt, ușa spre alte oportunități de finanțare pentru satul nou. Doamnă Sârghe, îmbunătățirea infrastructurii de apă este un aspect crucial pentru calitatea vieții în orice localitate. Ce planuri aveți pentru viitor în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a serviciilor comunitare din satul nou și aveți în vedere poate și alte proiecte sau inițiative care să continue această tendință de îmbunătățire a infrastructurii? Bună ziua tuturor! Cred că s-a văzut și în filmuleț specificul localității Satul Nou și din start vreau să spun cu ce se deosebește proiectul Mă Implic de alte proiecte. Din start, abordarea problemei și identificarea soluției. Deci noi, simt cu cetățenii, aveam o problemă. S-a spart turnul și noi vedeam soluția doar schimbarea acestui turn. Știm cu toții că apa este esențială pentru viață. Dar uitați-vă că în cadrul acestui proiect am fost susținuți și ghidați nu doar financiar,
dar de o echipă întreagă de specialiști și facilitatori. Deci și în toate ședințele astea am analizat cu detalii toate problemele localității. Nu doar acel turn care curge, dar întreg sistemul de apeduct al localității. Și în așa modalitate s-a efectuat un plan de intervenție după necesități. Am obținut foarte multe lucrări esențiale în cadrul proiectului. Deci pe sistemul de apeduct s-au făcut lucrările cele mai costisitoare și cele mai esențiale. Și desigur, în cadrul acestui proiect, de acum avem experiență și suntem motivați să mergem și mai departe în Mă Implic 2. Și vreau să vă zic că nu doar aceasta, dar în cadrul acestui proiect s-a dezvoltat mult capacitatea întreprinderii municipale servicii publice Satul Nou. Deci este una din cele trei întreprinderi din raionul Cimișlia, care datorită acestui proiect acum poate să diversifice prestarea serviciilor comunale. Mulțumim frumos atât echipei Mă Implic, dar vreau să transmit mulțumiri din partea locuitorilor satului Satul Nou, finanțatorilor, pentru așa oportunitate și așa posibilitate să fim susținuți în finanțarea așa unui proiect de important pentru localitatea noastră. Mulțumim! Mulțumim mult! În cazul în care vreți un Mă Implic 2, înseamnă că v-a plăcut să colaborați cu noi, apreciem cuvintele dumneavoastră. Un alt proiect cu care ne mândrim este cel dezvoltat în satul Logănești, Hâncești. Planul de îmbunătățire a serviciilor comunale ca instrument de planificare a fost insistent promovat de către echipa proiectului Mă Implic în toate localitățile partenere. Domnule Danu, care sunt avantajele aplicării acestui instrument la crearea sau îmbunătățirea unui serviciu comunal? Bună ziua tuturor! Deci, din start vreau să mulțumesc partenerilor de dezvoltare, echipii Mă Implic, echipii locale care am creat-o, pentru prima dată în satul Logănești au fost o foarte mare comunicare cu localnicii, cu locuitorii satului și au înțeles că mai sunt și proiecte care sunt finanțate de Uniunea Europeană, așa să spunem acum, da. Deci, noi am principala problemă când s-a implementat acest proiect a fost drumul de acces către gunoiștea autorizată. Și trebuia să procurăm tehnică pentru a evacua deșeurile. Deci au fost contribuția satului în jur de 600 de mii de lei, unde s-a construit și drumul de acces, s-a procurat și pubele. Unica ce este diferența față de colegi, deoarece acest proiect acum nu s-a finalizat din motiv că a nimerit un agent economic necinstit, care până în prezent nu și-a onorat obligațiunile și nu ne-a dat în transmis tehnica, adică tractorul care trebuia să evacueze deșeurile. Dar noi nu ne-am oprit la aceasta și am găsit ieșire din situație. S-a schimbat radical în satul Lugănești. Acum avem un sat foarte curat, un sat amenajat. Mulți spun că e într-adevăr un sat european. Deci noi mergem spre a prelungi acest proiect, de a procura mai departe pubele pentru toată localitatea. Deja am accesat la proiectul la mediu, da? Unde am trecut
trecem, așa putem înțeles, cu brio și sperăm că asta va fi o continuitate, dar în afară de aceasta sperăm că să ne merim și în proiectul în faza 2 a proiectului Mă Implic. Mulțumim tuturora și mulțumim partenerilor de dezvoltare. Mulțumim mult, domnule Danu. Regretăm situația incomodă în care ați nimerit, dar fac parte din viața de zi cu zi. Important să învățăm din ele și stragem concluziile. Încheiem traseul nostru imaginar cu istoria de succes a satului Risipeni din raionul Fălești. Administrația locală de aici, alături de colegii din Taxobeni, Horești și Izvoare, au lansat un serviciu intercomunitar de gestionare a deșeurilor solide. Proiectul Mă Implic a susținut financiar această inițiativă cu 2.200.000 de lei, iar primăria din Risipeni a reușit să atragă finanțarea adițională de peste 2 milioane de lei. Domnule primar, care sunt beneficiile unui parteneriat când vine vorba de rezolvarea unei probleme comunitare? Bună ziua! De fapt, rezultatul la care astăzi suntem este datorită deschiderii, mai întâi de toate, a colegilor primari din localitățile partenere. Noi avem cumva un parteneriat extins, un parteneriat mare, în care sunt 4 unități administrative teritoriale, 9 localități. Fiecare localitate, știți, are problemele sale și prioritățile sale. Dar de la localitate, de la caz la caz, o problemă prioritară a fost colectarea deșeurilor. Și în 2017, când lucram cu cetățenii la elaborarea strategiei de dezvoltare, la obiective, cumva am stipulat procurarea unei autospeciale pentru colectarea deșeurilor. Trebuie să recunosc că în perioada dată pentru noi era ceva fantastic, ceva extraordinar, poate de neimaginat. Dar iată, odată cu lansarea proiectului Mă Implic și cu deschiderea, care, cum am spus, a colegilor din primările parteneriate, accesând acest proiect, am fost cumva motivați și ni s-a trezit ideile să aplicăm și la alte proiecte. Și dacă e să vorbim despre parteneriat, nu înseamnă numai aceste 4 primării care sunt în cadrul parteneriatului. Parteneriatul a fost în periodic extins, unde au fost atras și Consiliul Raional ca cofinanțator în cadrul proiectului. Împreună cu primările parteneri, în perioada lansării proiectului Mă Implic, am inițiat procedura de constituire a unui grup de acțiune locală, care iată astăzi își desfășoară activitatea în două raioane, raionul Fălești și raionul Ungheni, o zonă de acoperă 14 localități. Și noi, împreună, în cadrul proiectului, grupul de acțiune locală a devenit un partener, unde a cofinanțat procurarea pobielilor. De asemenea, partener în cadrul proiectului, pot să numesc și nu numai grupul de acțiune locală, dar au fost și locuitorii. Deschiderea locuitorilor pentru a accesa acest proiect și cumva ei ne-au motivat ca noi să lucrăm cu îndrăzneală și cu drăzenie în cadrul proiectului, fiindcă, știți, dacă astăzi cetățenii vin la întreprinderea municipală care a fost constituită, fără a fi invitați, rugați, vin ca să-și ia pobiele pentru ca deșeurile din localitate să fie evacuate și să ajungă la un poligon autorizat, deja pentru noi este un rezultat. Rezultatul că cetățenii au conștientizat că cu implicarea lor, nemijlocit și cu suportul lor, autoritățile publice locale pot mai ușor și mai simplu să-și onoreze atribuțiile. Bineînțeles că odată, și nu pot să mă opresc aici, să nu vorbesc despre partenerul de bază care este proiectul Mă Implic, care este datorită faptului că modul în care a abordat problemele în fiecare localitate ne-a deschis alte oportunități și alte posibilități. Încurajarea care a avut-o față de noi și flexibilitatea în cadrul proiectului, adică ușa pentru noi nu a fost niciodată închisă. Dacă o soluție nu era bine poziționată sau, da, atunci se găsa idei și soluții pentru a găsi alte metode de a rezolva problema. Bineînțeles, contribuția localităților și a partenerilor în cadrul proiectului din start pentru noi părea ceva extraordinar de mult. Poate
Chiar bănuiam că nu o să ne putem onora obligațiunea, dar odată cu atragerea investițiilor din cadrul GAL-ului, grupului de acțiune locală, Consiliul Raional, agenții de intervenție și plăți în agricultură, cumva ne-a reușit ca astăzi să avem o întreprindere municipală pregătită, dotată cu tot strictul necesar pentru ca să presteze servicii de calitate pentru cetățenii din parteneriatul nostru. Bineînțeles, pentru a avea un serviciu durabil, mai avem nevoie și de, sau cetățenii au nevoie și de alte servicii pe care noi încercăm să le prestăm și achitarea serviciilor date vine ca un sprijin de bază pentru serviciu de bază, serviciu de colectare a deșeurilor. Mulțumesc frumos, proiectul mă implic, mulțumesc frumos abordării și responsabilității care ați dat dovadă în raport cu noi. Mulțumesc că ați avut încredere în noi, în puterile noastre, pentru că localitățile rurale care sunt puțin mai îndepărtate de centrele raionale, de municipii, de orașe, posibilitățile sunt cumva mai mici, bugetele locale sunt mai mici, cheltuielile sunt mai mari și iată numai datorită proiectelor care cumva împreună încercăm să le atragem, suntem convinși că localitățile rurale și cetățenii din toată Republica pot să aibă servicii de calitate și servicii echitabile. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă în continuare. Mulțumim mult! Dragi parteneri, apreciem această deschidere a dumneavoastră de a avea o discuție sinceră, vă mulțumim pentru concluziile formulate și mai mult decât atât, vă mulțumim pentru că puneți umărul la schimbarea în bine în comunitățile dumneavoastră. Vă rugăm mult să luați loc în sală, iar noi, doamnelor și domnilor, încet, dar sigur, am ajuns pe ultima sută de metri a evenimentului nostru. A venit timpul concluziilor de final și poate a planurilor pentru viitor. Cu un cuvânt de încheiere, îl invit în scenă pe directorul executiv al SCAT Consulting, domnul Florian Klingel. Okay, thanks a lot for giving Vă mulțumesc pentru această posibilitate de a spune câteva cuvinte în cadrul acestui eveniment. Eu am să fiu succint, s-a vorbit mult, deci eu am să vorbesc pe scurt, ca și colegul meu să aibă timp să spună câte ceva în încheiere. Deci SCAT Consulting lucrează în Republica Moldova de mai bine de 15 ani, mulți ani respectiv, și am reușit să lucrăm într-un șir de proiecte diferite. Întotdeauna am lucrat umăr la umăr cu apeleurile și cu partenerii la nivel național. I-am susținut în lucru în ceea ce privește îmbunătățirea guvernanței și a serviciilor publice. Respectiv, atunci când ajunge la sfârșit un proiect atât de mare, după 4 ani de zile, este un moment deosebit, un moment de reflexii și de sărbătorire. Și pot să zic că mi-a făcut plăcere să ascult ceea ce au povestit partenerii noștri de la apeleuri, de la nivel național și de la colegii care reprezintă guvernul elvețian, care finanțează acest proiect. Sunt mândru de rezultatele excelente pe care le-ați atins dumneavoastră cu susținerea echipei noastre. Echipa noastră a fost foarte ocupată în acești 4 ani, a oferit asistență tehnică, au gestionat suportul financiar, au facilitat dezvoltarea soluțiilor, au oferit instruire, etc. Deci s-au descurcat de minune și vreau să le mulțumesc. Vă mulțumesc. De asemenea, este foarte clar că tot efortul nostru are un rezultat doar datorită apeleurilor care depun atâta efort la rândul lor pentru a schimba lucrurile. În apeleuri lucrează oameni foarte devotați care se străduie să
avanseze reforme destul de ambițioase. Deci lucrul nostru nu ar fi avut un efect fără conlucrarea cu reprezentanții APL-urilor. De asemenea, succesul este condiționat de relații bune de colaborare cu partenerii și cu colegii de la Oficiul Elvețian și mă bucur foarte mult că în acești 4 ani am beneficiat de ambele. Deci, două elemente de importanță vitală și vreau să vă mulțumesc pentru colaborare minunată în ultimii 4 ani în cadrul proiectului și pentru încrederea dumneavoastră care ați pus-o în noi. Dumneavoastră ați menționat perspective de viitor, deci ne gândim și noi la următoarea fază a proiectului Mă Implic. Colegul deja a menționat câteva cuvinte în acest sens. Sperăm că în viitor eforturile noastre vor avea un impact și mai mare. La moment conducerea urmărește un plan de reforme destul de ambițios, de asemenea în ceea ce privește această amalgamare voluntară. Deci sper să punem umăr la umăr și împreună să avem succes și mai mare în viitor. Acum am să-i dau cuvântul colegului deja, domnul Matias. Vă mulțumesc, Florian, vă mulțumesc, dragi paneliști, și vă mulțumesc tuturor pentru că ați venit la acest eveniment și pentru o moderare excelentă a acestui eveniment. De asemenea, vreau să mulțumesc. Îmi este dificil să zic ceva și în același timp să nu repet ce a fost spus până acum. Ca să sumarizez, am auzit multe mesaje de încurajare în această încăpere. O săptămână în urmă am invitat mai mulți oameni din satele noastre partenere și am ascultat și atunci o serie de mesaje foarte încurajatoare. Deci, se simte un aer de încredere care a fost exprimat de dumneavoastră. Încredere cu privire la faptul că se poate de soluționat problemele locale, încredere în colaborare cu locuitorii comunităților, încredere când vine vorba de implicare în proiecte mai mari și activități care câțiva ani în urmă ar fi sunat ca science fiction, deci ca ceva fantastic. Dumneavoastră totuși ați dat dovadă de faptul că știți cum să realizați aceste sarcini, știți să depășiți provocările și impedimentele și să atingeți succes. Vreau să menționez ceva ce s-a menționat deja mai devreme, dar e important. Deci 40 de milioane de lei contribuție de grant și dumneavoastră ați reușit să veniți cu finanțarea adițională de 93 de milioane de lei. De ce? Nu pentru că Moldova peste noapte a devenit mult mai bogată, ci pentru că dumneavoastră ați scris proiecte foarte bune, foarte bune și foarte convingătoare. Și ați reușit să găsiți surse adiționale de suport. Și am auzit și la domnul Mija că el a zis că trebuie să lucrăm la capacitățile de scriere a proiectelor astfel încât să găsim permanent surse adiționale de finanțare, pentru că necesitățile nu dispar nicăieri, ele cresc în fiecare zi. Am auzit și azi și am observat și în trecut că și guvernul a devenit mai încrezut în ceea ce privește lansarea reformelor autorităților publice locale. 3 ani în urmă, când am început eu lucru, proiectul deja era în desfășurare și se aștepta ca APL-urile să fie reformate și totuși 3 ani din proiect au trecut fără ca să se întâmple mari lucruri la nivel național, dar acum vedem schimbările care au loc, care vin din partea nivelului național, respectiv ne bucurăm că suntem pe aceeași undă și nu vreau să reiterez iarăși toate rezultatele minunate ale acestui proiect. Mai degrabă, cred că dumneavoastră vreți să auziți despre planuri de viitor. Și nu am un răspuns final. Am auzit astăzi că deciziile finale urmează să fie luate în săptămânile ce urmează. Noi totuși ne-am făcut temele pentru acasă și abordarea agenției elvețiene este de suport pe termen lung, respectiv
Eu cred că anume de asta avem nevoie. Asta este necesar. Nu putem soluționa o problemele în 3-4 ani. Asta nu este realist. Este nevoie de o viziune pe termen lung și Agenția Elvețiană de Cooperare și Dezvoltare se axează anume pe viziunile de termen lung. Sperăm că proiectul sau faza următoare a proiectului să înceapă foarte curând, în noiembrie, astfel încât să nu existe o lacună temporală între cele două faze și desigur că în continuare ne vom baza pe multe din elementele cheie care s-au menționat până la moment, deci vom susține reforma sistemică a autorităților publice locale, reformarea condițiilor cadru și contribuția la producerea rezultatelor vizibile care să fie țintite spre cetățean ca beneficiar final. Și pentru ca tot asta să se întâmple, este nevoie de dialog la nivel local și central. Pentru că orice reformă este un organism viu care permanent se îmbunătățește pe măsura implementării. Și asta va rămâne un factor foarte important a fazei 2 a proiectului Mă Implic. Deci vom continua să susținem cooperarea. La panelul precedent s-a menționat cât de eficient au cooperat satele respectiv, indiferent de forma pe care o ia această cooperare, fie amalgamarea sau oricare altă formă, este foarte important să existe cooperare între resursele existente, astfel încât să beneficieze cât mai mulți oameni de aceste resurse. Și am văzut multe exemple pozitive de colaborare și cred că în acest sens vom continua. La fel de importantă este implicarea cetățenilor. Cetățenii nu sunt doar adresații serviciilor publice, ci sunt și contribuabili la aceste servicii, la reformarea serviciilor publice. Și ați spus-o dumneavoastră, astea nu sunt cuvintele mele, deci este important ca cetățenii să se implice, să fie responsabilizați, să participe. Anume, așa funcționează contractul social. Anatolie, dumneavoastră ați spus pe nume acestor lucruri într-un mod foarte impresionant. Și atunci când vine vorba despre întrebarea și ce înseamnă în practică asta pentru mine, pentru satul meu, pentru comunitatea mea, bine, va fi un nou apel de propuneri, deci un nou concurs, astfel încât partenerii care au participat în prima fază la Mai Implic să continue și în faza 2. De asemenea, cei care nu au participat în faza 1 vor avea posibilitatea să se alăture în faza 2 proiectului Mai Implic. Deci rămâneți pe fir, pentru că noi vom anunța acest apel de propuneri nu înainte și nu pe parcursul perioadei electorale. Dar avem noroc că a doua fază a proiectului Mă Implică va începe cu primari noi aleși în regiune, respectiv este o coincidență norocoasă. Și acum, la sfârșitul acestui discurs al meu, fac trimitere la ceea ce a zis și Florian, trebuie de adus mulțumiri. În primul rând, aducem mulțumiri echipei. Echipa, colegii proiectului Mă Implic, care au lucrat în oficiul din Chișinău. De asemenea, am avut o echipă care ne-a ajutat din regiuni, deci facilitatorii, respectiv proiectul a avut această echipă mare care a lucrat împreună pe parcursul celor 4 ani. Nu întotdeauna am fost prezenți la oficiu, vă amintiți și de perioada COVID, dar pe parcursul acestui perioade am reușit să lucrăm foarte plăcut, foarte eficient și foarte rezultativ, o atmosferă minunată în cadrul proiectului și vă mulțumesc pentru asta. Știți cu toții la cine mă adresez acum, deci vă mulțumesc. Sunteți acum în încăpere. Și în al doilea rând vreau să aduc mulțumiri Agenției Elvețiene de Dezvoltare, deci donatorului
donatorii, am aflat că aici, în Republica Moldova, se numesc parteneri de dezvoltare. E interesant. Și agenția elvețiană numește organizații sau companiile de implementare ca parteneri de implementare, așa îi numește. Și îmi place această denumire, deci parteneri de implementare. Pentru că asta înseamnă lucru mână în mână, umăr la umăr, multă dorință de a ajunge împreună la soluții și la rezultate. Și vă rog aplauze pentru donator, pentru organizația donatoare. Și, nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, partenerilor CALM, agențiile guvernamentale și pun accent pe partenerii din comunitățile partenere. Am avut posibilitatea încoace să invităm doar primarii astăzi și vă mulțumesc. Pentru ce vă mulțumesc? V-ați putea întreba. Noi v-am ajutat. Noi v-am ajutat cu consultanță, cu resurse financiare, dar nu este așa. Noi, la rândul nostru, am învățat de la dumneavoastră și noi ne putem face lucrul numai atâta timp cât dumneavoastră sunteți gata și voitori să colaborați cu noi. Și nu doar noi învățăm de la dumneavoastră, dar și dumneavoastră învățați unul de la altul și vă încurajez să continuați această practică de colaborare, pentru că există foarte multă experiență pe care o puteți afla și învăța de la colegii dumneavoastră. Respectiv, încheierea primei faze nu înseamnă încheierea acestei colaborări. Deci vă mulțumesc pentru spiritul de colaborare de care ați dat dovadă în prima fază a proiectului. Vă rog să o țineți tot așa și cu implic și fără mă implic și în ceea ce privește vizualizarea acestui parteneriat al nostru. Pentru asta noi am pregătit acest obiect pe care îl vedeți în fața dumneavoastră și nu este ceva pur decorativ în această sală, el are și un sens în spatele său. Noi am pregătit, deci aceste faguri, da? Este un obiect sub formă de faguri și simbolul este că suntem suficienți parteneri ca să creăm acest obiect sub forma Republicii Moldova și so with this I would like to thank you and I aici îmi închei discursul. Redau cuvântul la moderatorului. Mulțumim mult, domnule Matthias Morgner. Cuvântul de încheiere a aparținut liderului de echipă în cadrul proiectului Mă Implic. Dragi invitați, sperăm că ați petrecut frumos această după-amiază alături de noi și, de ce nu, chiar v-ați inspirat din poveștile frumoase ale partenerilor noștri. Din acest moment declarăm încheiată partea de transmisiune video a evenimentului nostru. Noi însă, înainte de a ne lua rămas bun, invit